Cola dacă îngrașă, dacă e cola normal, îngrașă, mai ales pentru că e lichid și conține mult zahăr, dar foarte mult zahăr. La mod, tati, n-am nimic, n-am niciun suc de asta ca să pot să mă uit, dar din câte știu eu, are 11 grame de zahăr pe 100 de mililitri. O doză conține, are 330 de mililitri. Da, să o luăm așa, pe 500, că 500 de mililitri un... 500 de mililitri un suc. Aia înseamnă undeva la 55 de grame de zahăr. Știu că are un compus, sucurile astea au un compus. Nu subestimez pe nimeni, eu sunt foarte încrezător în forțele mele. Nu a subestimat nimeni pe nimeni. Dacă eu am zis că cred că o să câștig, asta nu înseamnă că v-am făcut pe voi slab, nici de cum. Are sucul în componență, nu mai știu cum se numește, eu beau 2 litri pe zi. Are un ingredient care pur și simplu îl ajută ca să nu ți se facă rău din cauza zahărului. 55 de grame de zahăr, dacă ai luat acum așa pe gură, odată, hai că poate n-ai vomitat din prima, dacă mai bea încă 500 de mililitri, tot așa, ai vomitat cu siguranță de la atâta zahăr. Dar conține foarte mult și cu atât mai mult că doamna Svetlana, vă pup, doamna Luminița, bine ați venit. Plus că nu are nevoie de digestie și intră foarte rapid în sânge, fiind lichid. Așa că sunt foarte multe opțiuni zero, și de energizant și de suc, și mai puțin la sucurile astea naturale. Auzi că am trecut pe zero, dar e rău ca naiba. Eu n-am mai băut cola normal de 5-6 ani de zile, nici măcar nu mai știu cum e gustul. Unde lucrez? Momentan nu lucrez nicăieri, dar sunt foarte bucuros să vă anunț că începând de luni, de săptămâna viitoare luni, voi lucra ca antrenor la Downtown Fitness în București, una dintre poate chiar cea mai mișto sală din București, dar dacă nu, una din cele mai mișto sală din București. Cele mai mari, cu cele mai multe locații. Fizica e în cameră. Apa este cea mai sănătoasă, fără dar și poate, fără dar și poate. Eu mi-am luat un litru, se pare că beau mai puțin. Tu ai făcut ca ăla, Adriana, că trebuia să beau un par de vin pe zi și omul s-a obținut și a băut 7 duminică. Mi-a zis cineva să-i arăt ce orez mănânc. Stați că vă și arăt acum. Nu ăsta îl mănânc de obicei, este altul, tot așa basmati, dar vine așa la... Mersi, Mariana, mersi. Ăsta e orezul, basmati, vine așa în două pungulițe. Nici berea n-are zahăr, nu, dar are carbohidrați, Marius, nu te-ai salvat. Ai încercat o să dai cu dute vino, dar nu merge. Așa. Lorena e în cameră. Haideți că aseară m-am împrietenit și cu Dani Mocanu aici pe TikTok. Poate jucăm un meci într-o zi. Quinoa mănânci, o doză eu beau la o țigară. Uite, bine că mi-ai zis, că mi-ai reamintit, Adriana, că acum o să-mi aprind și eu una. Băi, quinoa tot am încercat să o știți cum, eu sunt un om așa care nu prea place să schimb. Am observat lucrul ăsta. Îmi și place să încerc lucruri noi în viață, dar nu prea place să schimb sau să... Decât să-mi dea cineva o dietă, să-mi scrie dacă și mănânc 5 mese. Aș prefera să-mi dea orez de dimineața până seara și pui, de exemplu, decât să-mi zică la o masă mănâncă cartofi, la o masă mănâncă cartofi dulce, la o masă mănâncă quinoa, la o masă... Mi se pare prea multă bătaie de cap și nu știu dacă e atât de eficient. Eu de obicei cu ce-mi place merg până la capăt. Știu ce-mi place și nu prea... Ce-mi funcționează mie nu-mi prea place să schimb. Nici ca antrenament în sală. Așa că am văzut, ca să-ți răspund și la întrebare că te-am luat numai așa, am încercat quinoa, dar... Nu prea mă încânt așa, ca și gust. Mi-a mai făcut ceva budincă de quinoa, dar deja acolo dăm în alte chestii și nu,
nu sunt pentru noi. Dar am mâncat și lucruri așa bune făcute din chinoa asta. Bine, când am apucat eu de sală, erau alte chestii pe atunci. Eu când m-am apucat prima dată de sală, nu mi-a plăcut. Am mers 2 săptămâni și după aceea n-am mai mers. Și după aceea m-am accidentat la umăr, mi-am dislocat umărul și aveam vacanța de vară. Mihaela, te pup, bravo, mamă, te pup, bine ați venit. Aveam vacanța de vară, știu că atunci am mers acasă la mine la Reghin și cu un coleg acolo de la mine, de la handball, am zis că, băi, să ne luăm prima dată proteine. Nu știam noi pe atunci ce înseamnă mai exact. Ne uitam la informații nutriționale și căutam care are cele mai mari numere. Ziceam că care are cel mai mare număr, înseamnă că are cel mai mult produs, cum ar veni. Și m-am apucat să... Nu știam, mi-am cumpărat o proteină și o creatină și încă aveam shaker-ul ăla și nici nu știam. Zic, mamă, oare ce o să simt? Oare cum se pune? Prima dată pun apă sau prima dată pun pudră? Sau cum să fac? Dă-te la emisiune că acolo ai ce mâncam și aici ce mânca viața mea. Așa, și băi, după aceea când m-am apucat de sală acolo, dar nu știam să... Da, nu știam cum se antrenează, cum se fac grupele. Făceam luni piept, marți brațe, miercuri picioare și după aceea luam de la capăt. Și când m-am întors înapoi acolo la hamba la mine la Bacău, deja eram mărișor. A început lumea să observe așa cumva. Și din cel mai slab în echipă m-am bucurat și eu, că bă, am pus niște kilograme pe mine și după aceea te promovă la scandămări. După m-am operat la umăr, am pierdut toate rezultatele ce le-am făcut ca musculatură și mi-au recomandat 6 luni trebuia să fac pauză și de m-am apucat de sală așa ușor, ușor, dar greu, din care afară, 2 luni mi-a luat până să pot să mișc mâna la loc și am început ca gagicile cu 3 kg împins la piept, încă-mi tremura mâna dreaptă, pe Iordache, cum să nu știu. Stai așa, tu ești, mă? Nu ești tu. Sau? Zic, am apucat cu 3 kg, îmi tremurau mâinile, după ce am luat 4, după ce am luat 5. Te pup, Bianca, te pup. Și tot așa, am luat-o încetul cu încetul. Ideea e că... Da, iubire. Ai auzit când trebuie țigară? Nu? Și am luat așa încetul cu încetul. Ideea e că sportul, într-o oarecare măsură, m-a făcut cine sunt azi. Cumva și educația primită și faptul că am fost acolo angrenat între atâția sportivi. Pentru că nu-i pentru toată lumea, asta 100%, și văd că din ce în ce mai puțin am și activat ca antrenor câțiva ani. Și observ că tot mai mulți bărbați, așa, nu știu, sunt feminizați și de la modul cum merg și statură și... Îi puneam să fac o serie și străgeau așa tricoașul în jos, zic, bă, fraților, puneți mâna un pic pe voi și... Zic, pune ce cu voi, să te pun să faci... Laurențiu m-a stimulat și pe mine, mi-a spus mereu că am un corp dezordonat. Bă, frate, te-am stimulat, nu știu dacă te zici la mișto sau te-am stimulat sau nu, dar eu mă bucur că astăzi faci și mă bucur că ești consecvent, că am văzut și acum că ai postat de la sală și alea și așa am început și eu eram mai slab ca tine. Și o să vezi că dacă ai venit și cu mine să vezi că ți-aș deschide mintea mult mai mult pe partea aia decât antrenorul care l-ai și când începi să ai rezultate o să vezi că te ții și mai tare, dar oricum ai rezultate, că deja poți să stai și tu în braț și alea, bravo, mă bucur pentru tine, bravo. Da, Mihaela, ne întâlnim diseară, te pup. Așa și doamna Oprița, bine ați venit. Dacă mă apuc de sală, vai. Da. Când cineva râde de tine, te stimulează să faci schimbări. Băi, o să vezi, Radule, că... Băi, dacă te-ai ocupat și mai mult, ai avea rezultate și mai bune. Și zic că... Nu, niciodată nu m-am simțit eu luat peste picior că eram slab sau ceva, dar... Acum...
așa, cumva, în adâncul sufletului, dar am dat de niște oameni mult prea calificați pe românește și chiar cu prea mult bun simț și prea onorabil și cumva mi-am doresc mereu să mă îmbunătățesc și probabil să și ajung ca ei. Da. Niciodată n-am putut să fiu genul ăla. Am făcut și eu multe mizerii. Chiar am făcut destul de multe mizerii. Uneori așa m-am împins viața, alteori n-am știut eu cum să manageriez cumva lucrurile sau incidentele. Dar pe cuvântul meu, dacă am fost vreodată omul ăla care să dea noroc cu tine și după aceea să te vorbească urât, sau invers, să te vorbească urât și să dea după aceea noroc cu tine, în viața mea n-am fost. Am făcut și eu multe chestii de care nu sunt mândru, dar din ăsta n-am fost niciodată. Când ai meci? Diseară. Diseară la ora 8:30. Mersi, user, mersi. Păi oricum mai bine scap și oricum am început să fac, să nici nu mai stau la discuții, să le dau așa liber cumva, că nu am nevoie și n-am avut nevoie niciodată de anturaj cu nimeni. Eu îmi văd de ale mele, alții se întreabă cum îmi merge mie bine. Mie merge bine că-s băiat frumos și cu bun simț. Așa că am început să scot din viața mea așa persoane și din anturajul meu. Mie nu trebuie să stau lângă nimeni. Dacă nu avem ambiții comune, la revedere. Să nu se ardă orezul. Bine, mă, că zis, mă! Uite, mă, bine, să trăiască cine mi-a zis să nu se ardă orezul. Mă bagi în încurcătură. Cu cine să ții? Cu Ionut sau cu tine? Depinde unde te duce inima. Cu cine vrei? Cu cine vrei? Și, și! Lasă că am ars eu puiul. Băi, bine că am air fryer din ăsta. Două. Cu Ionut se stoi, că avem meci de seară, avem cine ajunge primul la 3. Te tund săptămânal, mă tund chiar mai des. Cât eram în casă, că mi-a zis cineva acum într-o zi, acum de ceva timp mi-a zis cineva că băi, Laurențiu, îngrijește-te. Sunt bune apară. Da, chiar sunt bune, să știți că n-am folosit niciodată până să fiu cu Lorena, dar mi se pare că așa simplifică mult viața. Chiar mi-a scris, ca să ziceam, mi-a scris cineva că băi, Laurențiu, du-te și aranjează-te și tu, că te-ai lăsat pe tânjală de când nu mai ești în Casa Iubirii. Și cu siguranță nu m-am lăsat, dar cât eram în Casa Iubirii, mă tundeam, e boala mea să fiu tuns, neapărat. Pot să vin cu șosetele rupte în degetul mare de la picior, dar dacă-s tuns, eu tot așa mă duc. Poate să fie hainele rupte pe mine, dar eu dacă-s tuns, e ca și cum să fie bucuroasă lumea că mai vorbesc cu ei, că așa că umblu cu nasul pe sus încă după ce mă tund. Mersi, Cristina, te pup! La fel îți doresc și vă doresc tuturor. Cu Antoni mai vorbești, n-am mai vorbit de mult. Nu sunt de mult în live, sunt de 23 de minute, mai stau până mi se face puiul, stai că și ăsta trebuie să-l învârt. Băi, așa mult a trecut, mă. A trecut mult. Bei des energizant, beau cam în... Contează că te simți tu bine, asta clar. Beau cam unul pe zi, câteodată și două. Eu nu prea le mai simt efectul, sincer, nu știu, sau niciodată nu știu dacă le-am simțit. Eu oricum înainte de antrenament folosesc pre-workout. E un supliment ce-l folosești înainte de antrenament. E un supliment care îți oferă concentrare, o pompare mai bună și conține destul de multă cofeină, cât 3-4 energizante. Și sunt obișnuit cu ăla și așa, dacă iau o doză mai mică, un energizant din ăsta, nu prea îl simt eu. Așa să zic că îmi schimbă ceva, că îmi schimbă starea. Dar îl beau pe ăsta Monster, că îmi place mie mult la gust. Nu de altceva. Că sora mea știe, m-am scârbit un pic de cola și de astea, dar am diabet. Și e o variantă bună. Energizantul ăla, așa, ca și gust.
Bă, toată lumea se leagă de barba mea, mă. Da, mă, n-are lumea treabă cu barba mea. Mai îți faci tatuaje, mi-aș mai face, dar... În rest, nu mai vei. Mi-aș mai face, dar momentan nu cred că e timpul potrivit. Plus că m-am urât un pic ăsta de pe gât cât s-a vindecat, tot mă murdăream pe tricouri și alea și oricum, dacă ar fi să-mi fac, mi-aș continua gâtul așa pe piept și e destul, e ceva de muncă și de băgat bani și momentan vreau să investesc în alte chestii. Lasă, că-s bine și așa cât-s. Lorena e în cameră. Da, băi, dragilor, v-am repetat de 4-5 ori, dar nu contează, că vă mai zic. La ora 8.30 avem meci cu Ionu Stoica, cine ajunge primul la 3. Așa că să fiți prezenți. Și legat cu tatuaje, dacă sunt de ajuns, uite, chiar m-am bucurat. Am fost așa surprins să mă duc acasă cu tot gâtul tatuat, să mă vadă maică-mea și... Să văd că nu prea avea de comentat. Cred că e și plăcut așa. O trecut de pasul ăla în care era contra tatuajelor. Că am o filmare cu ea încă de acum. Ce să-ți mai zic? Am o filmare cu ea și cu tatuajul ăsta, credeți-mă pe cuvânt, că l-am de acum, din 2021 l-am în salvate pe Instagram și am un videoclip cu ea când am arătat tatuajul și zic, uite, mi-am făcut programare și vreau să nu mi-l fac. Și o zis maică-mea, du-te mă copile, dar tu cine ești? Zami, ăla de la Survivor? Zic, mă, dar tu mă compari cu ăla, zic, ai nebunit, păi, uite, că 3 ani mai târziu mi l-am făcut. Așa au zis, tu zici, vrei să fii ca Zani de la Survivor? La Exatlon și la, nu Survivor, că zice Survivor. Cum zice la Facebook, Mona? Nu Facebook, Facebook. E mama noastră și-o iubim, cum? Acum o bat la cap să își facă TikTok. I-am zis, fă-ți mă TikTok. Nu îmi facă, nu-mi trebuie. Că zic, păi și nu vrei să mă vezi și pe mine 100 Facebook, așa. Nu vrei să mă vezi și pe mine așa 100% live. Nu, că mă uit pe YouTube, că acolo, mi-a zis ea mie, că nu știam. E cineva acolo care vă filmează live-urile și eu le văd în fiecare a doua zi cum ar veni. Da, suntem împreună, da. Te cheamă Ronaldo? David Beckham mă cheamă, frățiorul meu. Da. Stați să vedem aici, n-avem cu cine să jucăm un meci așa. Bam, bam. Dani Mocanu e meci, nu putem. Unde locuim? În București? Hai că mai fumez o țigară și după aceea eu mi-am instalat TikTok pentru voi. Știu că apreciez, vă mulțumesc frumos. Mă bucur că aveți dragul ăsta de a ne urmări. Știu că multă lume și-a făcut și Instagram și TikTok pentru a ne vedea. Și ne bucură faptul ăsta. Ce zici meciul de diseară? Ce să zic de el? Mașina ai în plan să-ți iei și ce ai prefera? Toate la rândul lor, dragilor, dar știți cum cei lovesc pe alții, cu succesul. O să vină toate la timpul lor, stați liniștiți, că băiatul vostru are în plan și eu sunt un om care are planuri și are obiective și are țeluri în viața asta și la un moment dat o să apar și eu și o să le închid lumina la mulți. Așa, să stați să se scarpine așa după cap, să zică, bă, cum a reușit Laurențiu ăsta, dar toate la timpul lor. Mai lăsați-mi timp, cum a zis o persoană dragă mie, dă-i timpul lui timp. Că aici nu e vorba de a putea sau nu putea, aici e vorba de timp. Cum am zis și în Casa Iubirii când am intrat la început și nu prea puteam să mă... Las, nu, n-am treabă gurile, mie îmi place să le închid, mie îmi place aia, ce mor de ciudă când se pun noaptea să doarmă, să nu mai poată de mine. Cum eram în Casa Iubirii la început, nu, am învățat că nu trebuie să ai așteptări la modul ăla încât să fii dezamăgit. Dar, cum am zis la început când am intrat în Casa Iubirii, băi, am intrat în Casa Iubirii și
Nu puteam eu să fiu eu. Vă jur că la început număram eu, așa, îmi făceam strategiile mele, mă gândeam eu, zic, bă, uite, săptămâna viitoare să nu fie cu eliminare, că o să plec, cam așa, știu că ziceam și la sora mea, zic, bă, cam vreo 3 săptămâni mai stau, așa, dar eu, că nu puteam să vorbesc, mă, nu știu ce era cu mine, mă întreba o fată ce faci și mă roșeam tot. Și eu îmi ziceam mie, zic, bă, eu când o să reușesc să fiu aici, în emisiunea asta, cum îs eu afară, eu o să rup topurile. Eram ferm convins. Și când am putut să fiu și când am putut să vin ca la o cafea acolo în emisiune, chiar am rupt topurile, 100%. Și exact la fel de sigur și acum. Mai dați-mi mai niște timp, că băiatul vostru nu vă dezamăgește și o să apară băiatul vostru în curând și cu ceva puternic. Te pupisi. Mai dați-mi un pic de timp, că imediat o să le închid lumina la toți. Ăștia ciripitorii. Cip-cirip, cip-cirip. Să-ți fie gura aurită, da. Așa, așa o să și... Eu cred, pe cuvânt, nu știu cum să vă zic, că nu vreau să par arogant sau ceva. Bă, vă jur că... Nu știu, stau câteodată și mă gândesc și îmi zic eu mie, zic, bă, am prea multe calități ca să nu ajung unde îmi propun eu, să nu 100% o să reușesc. O să se întâmple ceva într-o zi și o să reușesc și așa o să mă apuc de o șansă aia de... Nu o să o las până nu iau tot de pe... treaba aia. Așa cred eu și sper să nu se înțeleagă greșit. Sper ca toată lumea să reușească în viața asta și eu sunt un om care iubește oamenii, pe cuvântul meu. Sunt un om care iubește oamenii și dacă am avut un leu în buzunar și a fost când am fost pe minus un leu în buzunar și prietenul meu, să zic că și-a luat cea mai tare mașină din oraș și m-am bucurat din tot sufletul pentru el. Că vreodată n-am putut să fiu gelos pe altul sau să-mi pară rău că altul are succes și eu nu am. Nu e niciun fel de cursă, fiecare la timpul lui. Ăla poate s-a descurcat astăzi, eu poate mă descurc peste 2 ani, altul peste 5 ani. Important e să ai mindset-ul potrivit, să fii acolo, să realizezi niște chestii, să te ții de ele și să fii om. Să fii om și să te bucuri pentru altul. Că și așa, nu pot să înțeleg nici pe ăștia care nu mă mănâncă de cur pe românește, care mă mănâncă de cur. Bă, cum face la ce are la așa și mai și vorbesc aiurea că bă, nu mai mergeți acolo la ăla. Bă, vă vindeți aiurea nenorociților pe 2 lei, vă stricați omenia așa pentru ce? Fiți, mă, oameni buni și bucurați-vă pentru ăla de lângă voi. Sunteți nebuni că nu v-a mâncat nimeni pâinea de la gură. Eu sunt pe treaba mea, voi sunteți pe treaba voastră. Da, Samira, te pup. Da, așa e, mă, așa e. Pe cuvântul meu, dacă nu a fost de multe ori, că n-am avut un leu în buzunar. N-am avut un leu în buzunar și prietenul meu, uite, dacă e pe live sau îl cunoaște cineva, Viorel Stoica, omul și-o la Panamera. Și eu aveam pe minus 100 de lei. Eu n-aveam bani să... Așa. Și m-am bucurat din tot sufletul, nu că așa. Zici că mi-a luat eu aproape mașina. Așa tare m-am bucurat pentru el. Nu mai fiți invidioși, băi, oameni, și mai fiți răi, că de asta nici nu vă ajută Dumnezeu, că sunteți răi. Păi dacă vă povestesc cum am ajuns eu în emisiunea asta, nu vă vine să credeți, pe cuvântul meu, dacă vă vine să credeți. Haideți că vă și povestesc. Și după povestea asta o să închid live-ul. Ca să înțelegeți cum am venit în emisiunea asta. Ca să vă zic așa cap-coadă, eu cred că așa ca familie noi, nu neapărat că, eu zic că eram undeva mai sus de mijloc, așa consider eu, ca, nu știu, finanțe, hai să zicem așa. Adică nici nu am avut eu cerințe să primez un S-Class sau știu eu, am avut pretenții să mi se ia o mașină în seria 5 sau alea și nu asta nimeni pe gânduri mi l-a luat. Dar, na, după cum știți foarte mulți, tata a murit la un moment dat și cumva mi-a schimbat așa cursul vieții. Sunt și eu obișnuit așa cu un trai, să zic, mai scump sau nu știu cum să-l pomenesc. Că după cum vedeți și acum mi-am luat pui de o grămadă de bani și suplimente și... E un stil de a trăi așa ca să fiu eu liniștit cu mine, să am toate care îmi trebuie să bag niște bani în mine. Și la momentul în care am murit tata, cumva
n-am mai știut cum să gestionez lucrurile. Adică eu și dacă făceam, nu știu, 70 de milioane din antrenorat acolo la mine la Reghin, îi stricam pe toți și mai ceream la tata încă 10, ca idee. Gen, n-am avut niciodată să știu eu să-mi țin banii, să-i gestionez, să-i... Și după aceea mi-a mers destul de rău. De ce să vă mint? Mi-a mers destul de rău după evenimentul ăsta. N-am prea știut cum să fac lucrurile, ba m-am ridicat la un moment dat, ba am căzut iarăși, ba anturaje greșite, ba nu m-am ținut de treabă, n-am fost eu serios, ba tot felul, multe chestii. A fost așa o schimbare majoră în viață și primisem ofertă și cu un an înainte să mă duc în emisiune și acum când în ianuarie anul trecut, că uite chiar mâine pe 14 februarie a fost prima mea zi în emisiune. Mâine, pe 14 februarie, a fost prima mea zi în emisiune. Și stăteam foarte rău, din toate punctele de vedere, financiar și așa mai departe. Eram rău, 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 din calea afară. Din calea afară, rău, rău de tot. Și mi-am depus CV-ul ăla pe internet și deja pe la prânz mă sunaseră. Și, băi, foarte rău mi-a mers. Deci, eu acum, când merge acum rău, eu mă gândesc cât de rău mi-a mers atunci. Și îmi dau seama cât de bine însă, chiar dacă merge rău, ca idee. Și mi-au zis că trebuie să vin la București. Era marți, mi-au zis că neapărat trebuie să vin la București. Și nu, era luni. Și miercuri, nu, eu tot încercam cu oamenii să le zic să facem o conferință pe Zoom sau pe ceva, că n-aveam bani, n-aveam niciun leu în buzunar, eram pe minus, rău de tot. Maică mi-am cumpărat pui și ca să pot să mănânc, să mă duc la sală. Mi-e rușine, na, ce să fac? Până la urmă e mama mea și acum o ajut eu pe ea, atunci m-a ajutat ea pe mine. Asta înseamnă să fii familie, să te ajuți la nevoie. Dar a fost așa, un impas mare pentru mine și eu încercam să vorbesc pe Zoom, ca să nu mă duc până la București, că n-aveau cu ce să mă duc. Și tot am încercat să-i conving și alea și n-au vrut. Nu au vrut. Și era miercuri. Și fiți atenți aici. Nu, fiți atenți ce zi era. Era joi, eu vinerea trebuia să fiu la București. Și joi, a, nu mi-e rușine cu ce am făcut și alea. Aia e, viața merge așa. Nu mi-e rușine cu ce am fost. Eu nu m-am dat niciodată că am fost plin de bani sau nu știu ce. Că mă simt eu șmecher, asta e partea a doua. Dar nu omit nimica din ce am întâmpinat eu în viață și cum am fost. Ăsta și eu cu ce am avut atunci. Și era joi. Și eu trebuia să fiu vineri acolo. Și joi, băi, n-aveam un ban în buzunar. Noroc că mi-am găsit BlaBlaCar cu tirul. Mi-am găsit BlaBlaCar cu tirul la 8:30 seara. Dar n-aveam cu ce să merg, mă, oameni. Bă, n-aveam să-mi plătesc BlaBlaCar-ul ăla. M-am dus la un prieten. Bă, până la urmă, fiți atenți. Așa mi s-au aliniat toate. M-am dus la un prieten, m-a tuns pe datorie. Maică mi-a întrebat că începeam să-mi fac geanta. O prietenă mi-a zis că îmi dă 100 de lei. 150 de lei cu ajutorul la o prietenă de-a mea. Mi-a dat ea, nu știu, 250. Mi-a mai dat așa din mers. Cu ajutorul la o prietenă am putut să ajung până acolo. M-a întrebat maică-mea, unde te duci? Și zic, mă duc. Că ea urmărea Casa Iubirii. Mă zic, mă duc la Casa Iubirii. Du-te, mă, băiete, zi-mă unde mergi. Zic, da, mă, mami, acolo mă duc, uite că acum îmi fac bagajul. Du-te, mă, copilul, lasă-mă în pace. Da, tu, mami, acolo mă duc. Zic, tu, mami, dă-mi 100 de lei. Mami, da, și maică-mea 100 de lei. Am plecat la 8:30 seara cu tirul. Atunci a început prima dată să ningă. Și tot prietena aia mi-a rezolvat să stau la o prietenă de-a ei, pe care nu o cunoșteam pe prietena ei. Mi-a lăsat apartamentul fata, dar eu, bine, ea era plecată. Dar mi-a rezolvat să stau la un necunoscut în casă. Am ajuns la 2:30 noaptea sau la 3. Băi, mi-au zis aia cu un cod la interfon și alea, bă, ninja să mor eu și mi-am făcut și freza și alea, ninja tot m-a rupt. Strigam pe la 3 dimineața pe aici prin București că nu găseam scara, strigam, băga mi-aș piciorul și alea să te iau în ăsta de scară și așa mai departe. Mă, până la urmă am găsit-o, am mers, mi-au zis etajul, dar nu mi-au zis ce ușă. Mă, dacă n-am încercat vreo 4 uși la 3 dimineața, dai seama dacă era vreunul, crezut că eu încerc clanța. Mă, până la urmă am găsit, bă, și să vă dau cuvântul meu. Vă dau cuvântul meu că am rămas cu 60 sau 70 de lei. Ăia mai erau toți bani. Și seara când am ajuns, eu am pus pe Bolt cum ar veni de aici până la Rome Expo, unde aveam noi, cum îi zice, interviu. Am pus să văd cât e și era 32 de lei.
Și dimineața, da, cum o nins, cum o plouat, cum astea, eu trebuia la 3 sau la 4 să fiu acolo. Mamă, când m-am trezit pe la vreo 12, băi, când am căutat cât e Boltul până acolo, din cauza la trafic, din cauza la precipitații și alea, 80 de lei. Nu am mâncat să recurătă. Mai aveam 65 de lei și zic, nu am mâncat să recurătă. Uite că e 80-70 de lei. Cu ce mă duc eu până acolo, omule? Mă, și dacă nu stăteam așa din 5 în 5 minute, că tot fluctua ăla. Tot dădeam, iar dădeam. 67 de lei, bum, 47 de lei, 37. Zic, nu, hai că acum mai bine, de acum se așează, acum mai stau un pic. Pe când să mă duc, iarăși, 70 de lei. Zic, mă, n-am cu ce să mă duc până acolo, omule. Mă, și... m-am dus până la urmă, s-o fac cu 55 de lei. Zic, gata, nu, pe ăsta îl iau. Eu aveam 65, zic, uite, s-o fac cu 55 de lei. Pe ăsta nu-l ratez, omule, cu 55 de ăsta îl iau 100%. Nu, m-am dus acolo, am stat, am vorbit, le-a plăcut la oamenii aia de mine. Direct m-au pus să semnez contractul. Au zis că o să încep cât de curând, într-o săptămână, două. Nu, omule, să mă duc să mă duc înapoi la apartament. Eu mai aveam 15 lei. Bă, dacă nu am avut-o pe prietena aia și... Uite, Denisa Covaci, dacă ești prezentă pe aici sau dacă ajunge vreodată la tine, despre ea e vorba. Băi, vă jur, fata aia m-a ajutat să pot să ajung acolo în emisiune și m-a dat după aceea încă 100 de lei ca să mă duc până acolo și să vin înapoi la Târgu Mureș. Și după aceea m-au chemat acolo în emisiune, am fost varză așa și la început. Patrick mi-a dat 500 de lei, că am zis că îi dau eu mâine și i-am dat peste 4 săptămâni. Și după aceea am început să meargă mie lucrurile foarte bine, dar foarte bine, foarte, foarte bine. Și să știți că la rândul meu, numai pentru că știu eu prin ce am trecut, i-am ajutat pe mulți de acolo din Casa Iubirii și mulți care mă mănânc acum de cur, i-am ajutat pe mulți, nici măcar nu i-am lăsat să-mi ceară ei bani. Că i-am dat eu, că i-am văzut, zic, poftim frate și mi dai când vrei tu, că acum nu mai este o problemă banii la mine. Nici măcar să vă las deranjul ăsta, să vă deranjul ăsta că vă e rușine să-mi cereți. M-am prezentat eu la voi, că știu ce înseamnă, că așa am fost și eu. Așa am fost și eu și am venit eu să vă dau, nu să mai îmi cereți mie să vă mai și deranjez. Că eu știu ce înseamnă să nu ai. Știu și ce înseamnă să ai și ce înseamnă să nu ai. M-am descurcat și cu 1 milion și cu 10.000 de euro într-o lună, așa, ca sume, ce făceam atunci. Că am făcut foarte mulți bani acolo. Așa, pe meritul meu, că m-am implicat cu totul și am avut noroc și cu Lorena, că dacă nu era ea, păream doar așa, putea să mă cunoaște așa, ca un băiat șmecheros, mai caterincos, mai alea, dar cu ajutorul ei am putut să mă las cunoscut cu adevărat ca om. Dar nu întotdeauna au fost lucrurile roz, cum am zis, au fost multe momente prin care am trecut ca să... Așa te duce viața. Vezi că dacă mă întreba cineva acum 2 ani ce o să faci peste un an jumate sau unde te vezi sau cum o să-ți meargă, n-aș fi putut să ghicesc în viața mea că o să fiu aici și o să fiu așa cum sunt acum. Și am făcut multe gesturi pentru prietenii ăștia mei din... și câțiva chiar îmi sunt și acum prieteni și le-am făcut din drag. Și a fost când făceam 40 de milioane într-o seară pe TikTok și mai dădeam câte 2-3 fără să vreau să mi se... de înapoi, zic, bă, cum să mă duc eu la masă să stau cu omul ăsta dacă eu am făcut 40 de milioane și omul să se chinuie cu 1 milion sau fără, să se chinuie fără bani. Am ajutat și eu la rândul meu și de asta, cu cât treci mai multe experiențe, cu atât poți să înțelegi mai mult pe ceilalți. Dar îmi pare rău că câțiva, uite că am fost băiat cu ei și că le-am fost aproape. Îmi pare rău că unii uită lucrul ăsta și că aleg să aibă mai bine 5 prieteni din ăștia amărâți decât să aibă pe cineva care chiar le-a fost aproape și care nu le-a curat pe dinainte sau să vorbească mizerii. Bună, Anca, bună! Și pe mine personal m-a turizat mult Casa Asta Iubirii. Mie mi-a și plăcut mult, de ce să vă mint, pentru mine a fost o experiență minunată. Dar m-a și maturizat mult și am și cunoscut foarte mulți oameni de valoare și cu caracter și cu onoare. Și mi-am dat seama că așa vreau să fiu și eu, ca ei. Radu nu mi-a rămas dator cu nimic. Radu e un băiat de nota 10, pentru mine e un băiat de nota 10, e un om care se descurcă, care și-a întrecut cu mult limita, care nu a avut cele mai prielnice condiții și totuși omul, oricum l-ar face lumea, că e așa, că e așa, că e ăla, că nu-l suferiți, omul, din niște condiții
neprielnice, omul s-a ridicat multe, peste foarte mulți, din toate punctele de vedere. Felicitări lui. Nu mi-a rămas, băi, nimeni dator cu nimica. Nu mi-a rămas nimeni dator cu nimica, doar că anumite lucruri se uită și cine ți-a fost bine și cine ți-a fost bine, așa, fără să aibă niciun interes sau să vrea ceva înapoi. Nu știu ce face Anthony, Doamne ajută să fie și lui bine, că e un băiat cu prea multe calități, Anthony. Are foarte multe calități și... sigur, poate să-și îndeplinească toate obiectivele și să fie unde își propune, numai e încă tânăr și el și să se gândească mai bine la ce face, că să nu ia pe un drum greșit. Că el are Anthony e plin de calități, un băiat și frumos și vorbește, numai să-și pună un pic mai multă ordine în gânduri. De Patrick, ce părere am? E fratele meu, sufletul meu. Cel mai frumos caracter, mi-a plăcut mult de el. Și îmi place în continuare. Lorena e dincolo, în cameră. Te pup, Andra, te pup. Și cam astea sunt treburile fraților. Eu mi-am duc aminte cu plăcere de ce a fost și cum am fost chiar înainte să intru în Casa Iubirii. Și pentru ăștia ce vorbesc baloane că am fost pe nicăieri înainte, țin să vă anunț că sunt campion european la culturism, campion național la culturism, multiplu campion la handbal și numai ca idee, că ziceați voi gurile rele, că n-aveam sau că aveam, eu cât cheltuiam într-o pregătire de concurs, poate voi nu făceați într-un an, ca idee. Au fost investițiile mele și au fost... sacrificiile mele, nu mă plâng că le-am făcut pe toate din plăcere și din ambiție, dar așa, ca idee. Poate eu nu mi-am cumpărat, dar mi-am cumpărat, eu nu știu cum să o zic, niciodată n-am simțit că n-am, dar simțeam că pot mai mult. Poate nu mi-am cumpărat 5 luni de zile nicio pereche de șosete, că eu știți cum în pregătire eu așa calculam, 30 de lei cu 40 de lei cu 50 de lei e o proteină. 20 de lei cu 20 de lei nu mai exista să-mi iau tricouri și alea, că n-aveam de unde să-mi cumpăr și din alea, că a fost pentru campionatul european din Londra, am cheltuit în 5 luni 6.000 de euro, poate acum nu oricum mi se pare o sumă mare, acum nu așa de mult, dar pentru eu cred că e o sumă mare pentru cine, pentru absolut oricine, așa să cheltuie 6.000 de euro ca să meargă la un concurs fără să ai un premiu în bani înapoi. Și eu, da, poate puteam să-mi iau haine de 6.000 de euro, dar n-am vrut că ăsta era țelul meu și, pe cuvântul meu, dacă nu, așa mă agățam de el numai ca să-l îndeplinesc. Da, te pup, Ruby, te pup. Da, uite că am ajuns și eu să pot să ajung și eu oameni și asta mă bucură cel mai mult, că reușesc și eu la rândul meu să-i ajut pe alții cum pot eu, te pup, Ruby, te pup, cum pot eu, pentru că și alții m-au ajutat pe mine și mult și puțin și nu doar de acum, și din timpul pregătirii, când eram mai copiluț, au fost oameni care, băi, oameni de nota 10, oameni de nota 10, uite, Pop Paul Alexandru, dacă îl căutați pe internet, e prietenul meu, omul e culturist, sunt cel mai tare om. Gândiți-vă că m-am pregătit 6 luni, 5 luni pentru concursul ăla, am băgat o grămadă de bani în mine și nu mai aveam bani să-mi iau bilet de avion și să mă înscriu la categorie și am vrut să renunț după 5 luni de zile. Și mi-a dat omul bani să mă duc să-mi iau bilet de avion și să mă înscriu la două categorii. Așa s-a întâmplat, așa apar probabil niște oameni în viața ta ca să te ajute și tu la rândul lor, cred că asta e... Nu că e datoria ta, dar m-aș simți eu prost să nu pot să fac pentru alți oameni.
Se găsește câte ceva pisipis întotdeauna, că n-ai cum să-l împaci pe omul ăla răvoitor, n-ai cum să-l împaci. Eu o să fiu sănătos. Nu, unde am tăiat ăla din curte? Nu am tăiat suficient. Uite, Claudia, că așa am uitat orezul ăsta pe foc, așa orez mi-am făcut cum ți-o făcut ție maică ta, că... Știi cât e bobul, cât un deget de-a meu? Aseară mi-a dat Mona Dani Mocanu urmărire pe TikTok.
Și zic, bă, ce ai făcut? Se trezește. Așa să-l mai zică că-l și deranjez, că nenorocit și că-l deranjez, că trezesc la realitate. Nu, să dormiți pe voi. Sunt mai multe persoane. Altele nici nu vreau să le menționez. De unii mi-e rușine mie de ei, la alții mi-e rușine mie de copiii lor. Aia e, ce să faci, dacă ai fost slugă toată viața, nici nu-ți dai seama că ce faci nu faci bine. Orice om poate să-și schimbe cursul vieții și să evolueze, să fie cu totul alt. Să fie cu totul altcineva față din punctul din care a plecat. Dar dacă ești așa închis la minte și ești slugă, așa te-ai născut slugă și vrei să rămâi slugă toată viața, ăla e rolul tău, o să vină când o să ai 90 de ani, o să vină unul de 14 ani și o să te trimită să-i cumperi napolitane și tu n-ai ce să faci, să mai să-i cumperi. De doamna Lidia ce să mai zic? Doamna Lidia, care e puterea mea. Steluță. Ce să mai zic de doamna Lidia, că dacă nu m-a învățat numai de bine și să pot să pun piciorul în prag. Să pun piciorul în prag, să le dau peste nas la fraier, să-mi cunosc valoarea. Și că vorba multă e sărât și a omului. N-avem cu cine să jucăm. Băi, nu-s fan orez, dar dacă așa mi-a scris antrenorul în meniu, pot eu să schimb? N-am cum. Ce, am avut obiectiv de trandafiri? Ceau, Laur, poți închide? Nu e adevărat. Da, că n-am. Uite că am zis că intru pentru 15 minute să anunț că am meci și avem o oră și 10 minute. Nu știu cu ce deranja pe om, probabil are din ala, cum se numește sindromul ăla, să fie toate la rândul lor, la linie, la să fie așa. Cum îi zice? OCD. Om avea o cd.